Câteva versete vreau să citesc din Psalmul 37, pentru că timpul meu a expirat, doar voi mai aveți în dimineața aceasta timp. Mulțumim Domnului că suntem astăzi la părtășie în locul acesta și aș dori ca cei ce suntem aici să lăsăm gândurile afară, cele care sunt pentru afară și să ne adunăm gândurile care sunt pentru aici, să facem un lucru comun. Și acest lucru să fie rugăciune în Duhul, să ne unim cu toții, pentru că avem nevoie ca în fiecare zi Domnul să lucreze în viețile noastre, pentru că timpul este în așa fel și de așa măsură în vremurile acestea, că se tot consolidează, se tot strânge pentru noi care suntem copii aleși de Dumnezeu și va trebui din ce în ce să fim tot mai atenți, pentru că în cele ce urmează și vremurile care vin, o să fie vremuri, bineînțeles, cele care le lasă Dumnezeu. Să fim foarte atenți că s-ar putea să trăim vremurile din urmă. În ciuda faptului că ne-am dorit și lucrurile stau bine afară, vremurile nu sunt atât de rele încât să putem zice că nu ne place și nu putem să trăim. Dimpotrivă, este foarte bun și putem trăi, dar aș dori să fim foarte atenți ca nu din cauza binelui pe care și confortul care ni se oferă afară, să fim furați. Să fim neatenți și să dăm curs altor lucruri în viețile noastre decât ceea ce Dumnezeu ar putea să lase. Să fim foarte atenți ca să putem fi izbăviți și să putem fi cu Domnul. Aș dori ca în urmă ceea ce trăim în viața aceasta, indiferent bine sau rău, să avem cu toții parte, să fim copiii Lui și să avem parte cu El în moștenirea pe care Domnul ne pregătește. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș dori să dau citire câteva versete din Psalmul 37. 6 versete. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jin la cei ce fac rău. Că sunt cosiți iute ca iarba și se veștezesc ca verdeață. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea. Și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiaza mare. Amin. Amin. Aceste versete pline de încredere, pline de sfat bun pentru noi, să ne însuțească și în această dimineață în rugăciune și El să fie desfătarea noastră și încrederea noastră în El. Haideți cu toții să închidem ochii și să ne rugăm. Amin.